Nu există alimentare cu apă sau sunt în construcție, sunt doar câteva nereguli găsite la școlile dâmbovițene. La nivelul județului Dâmbovița, în sistemul de învățământ de stat preuniversitar, funcționează un număr de 597 de unități școlare, dintre care 16 nu au obținut autorizație sanitară de funcționare. În cadrul conferinței de presă organizată cu directorii de școli la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, a participat și un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică. Constau în lipsa apei curente. Dacă există apă curentă, aceasta este neinvestigată sanitar, adică copiii și profesorii nu știu ce apă utilizează. Există lucrări de modernizare nefinalizate și care pot constitui un risc pentru securitatea copiilor. Cele mai multe nereguli s-au întâlnit la unitățile de învățământ din mediul rural. Lipsa acestui aviz nu înseamnă că procesul de învățământ din școlile neautorizate sanitar va fi oprit. Unitatea școlară va funcționa pe responsabilitatea directorului.